Festivalul Internațional de Dramaturgie Contemporană s-a încheiat weekendul trecut cu succes la Brașov. Sute de spectatori au luat parte la cele 7 piese de teatru care au fost alese cu mare atenție de jurați. Publicul a putut participa la un program de audiții ale unor creații radiofonice realizate după textele unor importanți dramaturgi contemporani. Dar cred că a fost un festival bun și acest lucru poate fi demonstrat de avalanșa de public pe care am avut-o la spectacole. Au fost spectacole bune, au fost spectacole de calitate, cu actori absolut senzaționali. Membrii juriului au fost actrița și dramaturgul Olga Delia Matescu, directorul teatrului din Pitești Nicolae Poghirc și regizorul Alexandru Noghi. După o săptămână de festival s-au acordat și premiile bine meritate, iar directorul teatrului Sica Alexandrescu a enumerat câteva dintre acestea. Marele premiu a luat spectacolul Orchestra Titanică, regia lui Felix Alexa, Teatrul Național Ile Caragiale București. Premiul pentru regie Zalan Zacarias, pentru regia spectacolului Occident Express. Mai există un premiu, după ce am citit cu încă o dată și încă o dată regulamentul festivalului, am constatat că au dreptul și organizatorii să ofere un premiu, care este un premiu onorific, pe care noi, organizatorii, ne-am hotărât să-l dăruim cu toată dragostea domnului Andrei Huțuleac, actor, pentru rolul din Zbor deasupra unui cuib de cuci. Reprezentanții teatrului vor oferi în continuare spectacole inedite și în premieră tuturor brașovenilor.